Frați și surori, scumpă biserică, vă salut pe toți cu pacea Domnului. În ultima vreme pe care noi o trăim, tot mai des și mai des auzim în predicile fraților expresia că și trăim vremea de la urmă. Într-adevăr, în această perioadă, puterea celui rău, tot mai des și mai pronunțat, ea se evidențiază. Să observă un lucru când credinciosul nu dă o apreciere corectă puterii inamicului, puterii diavolului. Și desigur se întâmplă că și prin nevegherea sa, credinciosul ajunge în plasa celui rău. Biblia ne învață că și noi avem de luptat împotriva dușmanului, împotriva vrăjmașului sufletelor noastre, și este important ca să ieșim din această luptă, dar să ieșim biruitori. Biruitori vom fi doar dacă îmi vom lupta avândul ca sprijin pe Dumnezeu, pe Tatăl și pe Domnul nostru Isus Hristos. În această zi aș dori să vorbim despre trei dușmani ai creștinului și predica de astăzi am intitulatul o Dușmanii creștinului. În epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 12, citim următoarele cuvinte. Căci noi n avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Frați și surori, Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu, ne avertizează că înaintea noastră stă un inamic pregătit profesional. Noi nu avem de luptat împotriva unor ostași de rând care încă nu pot mânui arma. Noi avem de luptat împotriva domniilor. Ca să ajungă cineva domnitor, el trebuie să posede de careva aptitudini de careva tehnică de a armii, ca să ajungă un stăpânitor la fel, el trebuie să aibă ceva performanță. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că și inamicul care ne stă în față, el este pregătit, el este profesionist, el știe cum să apropie, el știe cum să atace și când să atace. Apostolul Pavel spune că și noi avem de luptat împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Primul dușman despre care vreau ca să vorbesc în această predică este diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și diavolul este cel rău. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 19, spune că -și, după ce sămânța a fost sămânată, vine cel rău și -o fură. Tot în Evanghelia după Luca, capitolul 4 cu 33, este numit că și diavolul este numit un duh de drac necurat. Apostolul Ioan în Evanghelia sa îl numește că și el este un ucigaș mincinos și tatăl minciunii în Evanghelia după Ioan 8 cu 44. Apostolul Petru în prima sa epistolă el spune că și este un protivnic care caută să închită și el caută ca să o moare. Domnul Isus Hristos în Apocalipsa îl numește că este șarpele cel vechi și părâșul fraților. Apostolul Pavel îl numește pe diavolul că și este Dumnezeu viaului acestuia în epistola către Corinteni. Tot apostolul Ioan îl numește pe diavolul că și este stăpânitorul lumii acesteia. Apostolul Pavel tot îl numește că și el este domnul puterii văzduhului în Efeseni, capitolul 2, versetul 2. Așadar, frați și surori, noi trebuie să fim conștienți de faptul că în fața noastră noi avem un dinamic foarte puternic, pregătit, profesionist, și noi trebuie să apreciem corect puterea inamicului care ne stă în față. Ca noi să ajungem în această bătălie să ajungem biruitori. Mă repet încă o dată, încercând să lupți de unul singur, nu vei avea biruință, doar cu ajutorul Domnului sprijinind pe brațul lui. Și anume apare întrebarea, cum vom putea să-l biruim? Cuvânt din bărbătare ne-l dă cuvântul Domnului, unde spune că nu ne-a ajuns nicio ispită ca să nu fie potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu împreună cu ispită a pregătit și modul ca să ieșim biruitor din ea. Apostolul Iacov ne vorbește ne spune că să ne împotrivim diavolului și el va fuge de la noi. Tot apostolul Petru, în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 5, spune că și voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Frați nu este satisfăcut diavolul atunci când vede că și credinciosului merge totul bine când el este fericit și el este bucuros. El va căuta ca că să-l distrugă. Așadar, noi vedem că și primul dușman a creștinului este diavolul. Și cât de frumos ne-l descrie pe noi în cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, frați și trebuie ca să apreciem puterea lui și noi să conștientizăm căci în fața noastră stă o putere pregătită, profesionistă și de ce este nevoie ca și noi să ne luptăm lupta cea bună. A doilea dușman care ne-l prezint cuvântul lui Dumnezeu este lumea. Lumea ne face să păcătuim prin relațiile dubioase ale ei. Prin plăcerile ei vinovate, prin modă, prin comportament imoral, prin păreri dubioase, prin ambiții lumiești. Și când vorbește Apostolul Ioan ca să nu iubim lumea, nu viderică, să are în că nu iubim cei care sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El ne vorbește despre ce ca noi să nu iubim sistemul în care trăiește lumea, sistemul în care ne aflăm chiar și noi. Noi trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu și calea Domnului și nici de cum sistemul lumii să nu ne afecteze și să ne atragă de partea lui. Deseori apare gânduri din partea celor rău că se spune că și credinciosului îi se dă o gamă mare de îndrumări, sunt anumite restricții și nu este bine ca să fii credincios. Adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne dă cu claritate diferite îndemnuri. El ne dă răspunsuri la diferite întrebări care pot apăra în timpul vieții. Asta este hrana cu care trebuie să hrănească creștinul. Diavolul și lumea propune izvorul de hrană al ei. Și noi vedem că și în ziua de astăzi tot mai mult din creștini se alimentează din surse otrăvite. Și ei ajung în felul dat ca și conștientul lor să ajungă ca să fie otrăvit. În viața cotidiană sunt foarte multe lucruri care nu sunt păcătoase în ele însuși dar au tendință să devină păcat dacă se abuzează de ele. Ce înseamnă abuz? Abuz asta înseamnă o întrebuințare excesivă. Apostolul Pavel la 1 Corinteni, în capitolul 6, ne vorbește și ne spune că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. În capitolul 10, cu versetul 23, spune că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Deci, în fața noastră, stă o alegere. Aflându-ne în mijlocul acestei lumi, când ni sunt propuse foarte multe lucruri, noi trebuie ca să facem o alegere corectă. ce este de folos și ce mă zidește pe mine și pe aproapele meu. Am vorbit că și în viața cotidiană sunt multe lucruri care nu sunt păcătoase în ele însăși, dar dacă abuzăm de ele, el poate ca să devină păcat. Spre exemplu, plăcerea. Este un lucru păcătos sau nu? Nu. Fiecare om este plăcut, de exemplu, să mănânci o înghețată. Dar dacă el mănâncă zece deodată, face abuz, plăcerea dată poate ca să-i fie fatală, el poate ca să îmbolnăvească. Dacă să luăm moda, să luăm în creștinism, atunci creștinii tot au moda lor. Ei tot se îmbracă având un mod de viață evlavios, o uniformă evlavioasă care îi se potrivește unui credincios. Dar dacă se face abuz în privința dată, atunci toate lucrurile se duc spre păcat. Dacă să luăm prieteniile, prieteniile din ziua de astăzi tot mai pronunțate devin în rândurile credincioșilor. Mi-aduc aminte un îndemn a unui frate bătân, unde el spunea că în biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să-i ai prieteni pe toți, dar să prietenești cu adevărat doar cu Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, a te gândi la nevoile vieții, este un lucru păcătos? Sigur că și nu este păcătos, pentru că însăși cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că noi trebuie să fim oameni de exemplu, să fim sare și lumină în toate direcțiile dar atunci când abuzăm de lucrurile date când ne gândim prea mult la lucru dat când ne îngrijorăm foarte mult de viața noastră și nu mai avem timp să i acordăm lui Dumnezeu atunci lucrurile date ajung ca să fie păcătoase a câștiga bani la fel nu este un lucru rău dar atunci când abuzăm și atunci când este timpul de adunare, când este timpul de rugăciune, când este timpul de a citi cuvântul lui Dumnezeu și tu nu ai timpul dat pentru că ești în câștigarea banilor, de la sine vorbește că și noi de acum păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Ce soluție ar trebui să întreprindem ca într-adevăr lumea pe noi să nu ne afecteze? Deseori apare întrebarea și cum să procedez? Îndemnul meu este ca să-l întrebi pe Domnul Isus. Când ai de procedat într-un fel sau altul, cum procedează lumea? Puneți întrebarea, ce ar face Isus în locul meu? Când ai de activat într-un domeniu sau altul, când ai de făcut o afacere sau alta, puneți întrebarea, pot cere binecuvântarea Domnului în activitatea dată? Sau puneți altă întrebare, ce ar gândi Domnul Isus despre plăcerile mele, despre jocurile mele, despre ocupațiile mele. Cuvântul lui Dumnezeu în Romani 14 cu 23 ne spune că tot ce vine din neîncredințare este păcat. Așa este. Frați și surori, tot ce ce vine din necredință, când pun vini îndoiala, mai bine este ca să te abții, ca să nu-i dai câștig celui rău sau lumii ca să te cucerească. A treilea dușman al creștinului este firea pământească. Firea pământească este o tendință din lăuntru nostru care ne îndeamnă tot timpul la rău. În interiorul fiecărui dintre noi locuiește un trădător și anume lucruri date Apostolului Pavel ne le descrie în epistola către romani, capitolul 7. El însuși vede în sine aceste două legi, legea firii și legea Duhului de viață. El vorbește în Galatini, capitolul 5, versetul 17, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Dar în Romani, capitolul 6, versetul 11, el ne dă niște îndemnări ca să fim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Roman 13 cu 14 ne îndeamnă ca să nu purtăm grijă de firea pământească ca să-i trezim pofta. În 1 Corinteni 9 cu 27 Apostolul Pavel spune mă port aspru cu trupul meu. În felul dat, trăind cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, fire niciodată nu va fi la tronul vieții noastre. Noi tot timpul cu mintea îi vom sluji lui Dumnezeu și firea noastră păcătoasă, ea va fi supusă mintii noastre, Duhul lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, vreau să vorbesc despre atitudinea noastră față de acești trei dușmani. Și anume, este foarte important ca noi să rupim orice legătură și orice relație cu ei toți. Anume, cu diavolul, cu lumea și cu firea pământească. Cum o putem face? Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 6, versetul 13 Prin Duhul faceți să moară faptele trupului. La Efeseni în capitolul 5, versetul 18 Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca să ne umplim de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. La Galateni, în capitolul 5, versetul 22 și 23, ne vorbește Apostolul Pavel despre rodul Duhului Sfânt surori, ce comori cultivăm noi în viața noastră de toate zilele? Pe ce punem noi accentul? Ce valorează mai mult în viața noastră? Un om bolnav care era țintuit la pat, dar era milionar. El spunea că veți putea angaja un om ca să câștige și să lucreze în locul vostru. Dar niciodată nu veți găsi un om ca să fie bolnav în locul vostru. Ceasul care costă 30 de dolari și ceasul care costă 300 de dolari, el spune că arată aceeași vreme. Vei purta un portmoneu de 30 de dolari sau vei purta un portmoneu de 300 de dolari, el va putea aceeași sumă de bani să o poarte în el vei merge cu o mașină de 3.000 de dolari sau cu o mașină de 30.000 de dolari, vei parcurge aceeași distanță și pe același drum vei merge. Dacă vei zbura într-un avion de lux sau vei zbura într-un avion economic, când va cădea și pentru unul și pentru celălalt, rezultatul este unic. Frați și surori, Domnul să ne ajute ca în viața noastră noi să putem găsi adevăratele comori. Și adevărata comoare care o găsim în Domnul Iisus Hristos, noi suportăm în inima noastră să nu-i dăm de câștig diavolului. Am vorbit despre cei dușmani a creștinului, care este diavolul, care este lumea și care este firea noastră pământească. Domnul să ne ajute, frate și surori, ca să trăim viața în așa fel, ca acești dușmani să nu aibă niciun folos de la noi. Dar, mă repet cu cuvintele care le-am spus la început, de unii singuri, luptându-ne în această bătălie, noi vom fi biruiți, sprijinindu-ne pe brațul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, noi vom deveni biruitori. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Sus, frate, la luptă în valuri, spre patrie să ne sim. Lucrăm, bărbătește cu vâsla, Приду алорьку спор с оплотим, из без каменинцев, бы не им цениторке на пол.